a lui Bor, prin 62, cred, așa, au trecut cel puțin 30 de ani. Toate încercările care au fost făcute de principale actori ai discuției de a ajunge la un acord nu au dat rezultate. Lucrul ăsta era frustrant. De ce? Pentru că oameni de știință, de știință exactă, matematicieni și fizicieni, consideră că demnitatea superioară a științei lor constă tocmai în faptul că se poate realiza într-o perioadă destul de scurtă de timp un consens a comunității. Și asta deosebește știința exactă de domenii, cum ar fi de pildă domeniul construcțiilor, construcții teoriilor filozofice, care de multe ori, cum se spune, există câte capete, atâtea păreri, atâtea puncte de vedere. Așa, deci sigur că ei au fost foarte preocupați de această chestiune. Divergențele nu au putut fi depășite în ciuda faptului că ele nu se desfășurau pe planul unui acord de plin asupra matematicii, teorii și a faptelor experimentale care stăteau la fază de unii. Ceea ce arăta că în ceea ce privește înțelegerea sau interpretarea teorii, nu există argumente constrângătoare. Așa cum există în ceea ce privește matematica sau partea experimentală. Altfel zis, nu există aici, în ceea ce privește interpretarea, înțelegerea unei teorii de acest tip, nu există ceea ce am putea numi o raționalitate instantanee. Sigur, există o raționalitate în sensul că într-o perioadă relativ lungă de timp, asemenea dezacorduri pot fi depășite. Dar în cazul mecanicii cuantice, lucrurile s-au prezentat într-un mod care poate fi caracterizat ca relativ șocant. Cu alte cuvinte, acum suntem la aproape 100 de ani de când au început evenimentele. Există o mare varietate de interpretări ale mecanicii cuantice, o imensă în literatură, dar nici una acolo. Și există reacții foarte diferite față de această situație. Unii o deplâng și sugerează, oare e bine să intrăm pe terenul ăsta așa de nesigur a interpretărilor unde nu ne putem pune de acord. O să mă refer puțin mai încolo la această reacție. O să mă opresc acum puțin asupra explicării naturii divergențelor în interpretarea mecanicii cuantice. Câteva elemente care pot să dea o idee asupra naturii acestor divergențe. Cel care și-a dintre adversarii interpretării ăsteia de la Copenhaga, care era totuși, avea adeziunea multor fizicieni și a fost numită la un moment dat din cauza asta chiar interpretare ortodoxă. Zicem așa, avea sancțiunea unei susțineri puternice, chiar dacă nu departe de a fi unanim din partea comunității. Dintre adversarii ei, cel care s-a explicat cel mai amplu și repetat a fost Einstein. A tot scris și a discutat chestiunea asta vreo 30 de ani, până la ultimele lui texte. Tot timpul revenea la asta cu orice prilejit. Așa. Punctul de vedere al lui Einstein, convingerea lui de neclintit, am zice, așa, era că orice teorie fizică pe deplin satisfăcătoare trebuie să ne ofere o descriere cauzală a evoluției sistemelor fizice în spațiu și timp.
În cazul ăsta, a microobiectelor care constituie ceea ce este, ar trebui descris și explicat în mecanica cuantică. Ori, așa numită funcție de undă în mecanica cuantică, pe baza cărora se fac predicții cu privire la experiențe și se coordonează faptele cunoscute, nu oferă o asemenea descriere. Ce ne dă această funcție de undă? Pornind de la anumite caracterizări probabilistice a faptelor experimentale, nu? La un moment dat, o predicție probabilistică despre fapte experimentale în alt moment al timpului. Einstein a considerat că această situație nu poate să fie de nedepășit. Este o insuficiență acestei teorii. Dar fizica trebuie să depășească, teoria fizică să depășească această situație. Verdictul lui Einstein a fost că mecanica cuantică reprezintă o teorie corectă, dar incompletă. Asta era formularea lui standard. Că nu e completă, asta poate fi tradus în felul următor. Această teorie nu oferă înțelegere. Ceea ce el credea că este înțelegere. Iată una din exprimările. Din multe exprimări caracteristice acestei poziții la Einstein. Unii fizicieni, spune el, între care mă număr și eu, nu pot să creadă că trebuie să abandonăm efectiv și pentru totdeauna, vedeți, fiecare cuvânt este ales, efectiv și pentru totdeauna, ideea reprezentării directe a realității fizice în spațiu și timp. Adică ideea că în descrierea teoretică probabilitățile sunt ireductibile. Este un fapt că mecanica cuantică nu oferă, ca și teoriile fizicii clasice, enunțuri cu privire la evenimente și procese fizice localizate în spațiu și timp, ci numai cu privire la probabilități ale producerii unor asemenea evenimente și procese. Față de această situație nouă, reacția susținătorilor interpretării de la Copenhaga, în frunte cu Bohr, și a criticilor, în frunte cu Einstein, a fost una diametral opusă. Adică, fizicieni ca Einstein, care considerau cerințele descrierii naturii consacrate de teoriile fizicii clasice, drept imperative categorice. Adică lucruri care nu pot fi discutate, sunt valabile pentru orice teorie fizică, sunt imperative necondiționate. Drept, deci, cerințe ale descrierii naturii în genere în teoriile fizice, au calificat mecanica cuantică, cum spuneam, dintr-o teorie incompletă și au apreciat că cercetarea trebuie să fie orientată spre elaborarea unei teorii de tip clasic, adică să satisface aceste cerințe, care să ofere o înțelegere a fenomenelor cuantice. Pentru că mecanica cuantică nu oferă așa ceva. O asemenea teorie ar trebui să permită derivarea mecanicii cuantice ca un caz particular. Și iar ne-am aflat într-o lume bună, frumoasă a fizicii, într-un paradis, ca să zicem așa, după opinia acestor fizicieni. Cei care susțineau sau acceptau interpretarea de la Copenhaga considerau dimpotrivă că mecanica cuantică oferă înțelegere. Puneau în discuție această premisă a lui Einstein, dar oferă o înțelegere de alt tip decât teoriile clasice. Deci, punctul lor de vedere era că odată cu progresul cercetării, cu intrarea cercetării într-un domeniu cu totul nou, cum este lumea atomului,
Însă și cerințele descrierii și explicații fizice ar trebui să fie revizuite. Există în amintirile lui Heisenberg, care sunt cuprinse în cartea lui Partea și întregul, care a fost tradusă în limba română, un pasaj în care el povestește o plimbare, la prima lui întâlnire cu Bohr în 1922. Și la un moment dat îl întreabă pe Bohr, dacă lucrurile stau așa, adică nimic din reprezentările noastre despre ceea ce reprezintă o bună descriere și explicație până acum în fizică, nu poate fi obținută acum. În studiul acestor fenomene, vom putea înțelege vreodată fenomenele atomice, întreba Heisenberg. Și vor a zis, da, doch, adică totuși. Dar, zice, în acest proces, conceptul de înțelegere se va schimba. Ceea ce, mă rog, e un răspuns de felul ăsta. Bineînțeles că unii, Einstein și ceilalți, credeau că există un singur concept de înțelegere. Și că tot ceea ce nu s-a ținut, nu mai e înțelegere. Poziția celorlalți era că însă cerințele descrierii fizice ale înțelegerii pe care această descriere chemată să le ofere trebuie și pot să fie revizuite. Această despărțire a modului de a gândi asupra ceea ce reprezintă înțelegerea unei teorii fizice poate fi urmărit, am spus mai departe, în numeroasele contribuții la interpretarea mecanicii cuantice care au fost propuse de la mijlocul secolului trecut și până în zilele noastre. Este o situație față de care există diferite reacții. În primul rând, constatarea însăși. Relativ recent, un fizician, numele lui este Frank Wilczek, încheia un articol intitulat Ce este teoria cuantică, publicat într-o revistă de fizică, cu următoarea remarcă. Pentru a rezuma, simt că după 75 de ani, textul a fost publicat în jurul lui 2000, după 2000, și nenumărate aplicații încumulate de succes, suntem încă la o distanță de 2 pași mari de a înțelege cum trebuie teoria cuantică. Nu rezultă clar din articol care sunt acești 2 pași. Ne putem lipsi de înțelegerea unei teorii ca mecanica cuantică, ceea ce ar fi între atrăgător, cel puțin din punctul ăsta de vedere, că fizica ar apărea într-o lume mai bună în ochii publicului larg, decât să există un domeniu, e de adevărat, un domeniu anumit, de-a discuțiilor supra fundamentelor fizice, în care se persiste tot timpul un dezacord fundamental. Mulți fizicieni contemporani nu gândesc așa. Adică ei nu cred că pentru a utiliza cu succes o teorie cum este mecanica cuantică, este important să putem exprima semnificația fizică a ecuațiilor ei de bază în limbajul accesibil tuturor oamenilor instruiți. Pentru ei, înțelegerea asta, așa cum o discutau și nu numai adversarii, dar și susținători și reprezentanții școlii de la Bohr sau Heisenberg, în scrierile lor, pentru ei, această înțelegere ar fi ceva cu totul exterior teoriilor fizice din punctul de vedere al intereselor cercetătorului activ. Iată câteva indicații în acest sens. Există un fizician care a fost foarte apropiat de Einstein și de Bohr și a scris multe cărți, articole,
bazate și pe contacte și discuții directe cu ei. Numele lui este Abraham Pace, un olandez, care a fost însă la Princeton. Avea obiceiul ăsta că în fiecare zi la mea se ducea la birou în care lucra Einstein și lua pe Einstein, care mergea acasă să mănânce, să ia masa de prânz și îl conducea spre casă. Și pe drum discuta despre chestiuni principiale care stăteau la inima lui Einstein și se interesa. De asemenea, a fost foarte apropiat de Bohr și a stat la Bohr. A scris și despre vreo două cărți despre Einstein, una despre Bohr, His Times in Science, Philosophy and Politics. Despre asta, așa mai departe. Ei, acest om l-a întrebat pe un fizician activ în perioada când a apărut articolul scris de Einstein împreună cu încă doi fizicieni, Rosen și Podolsky, care de multe ori e numit în publicațiile astea de fizică și de filozofie ERP, adică Einstein, Rosen, Podolsky, așa, articolul a apărut în 35 și Bohr imediat a reacționat în 36 cu un răspuns la argumentele din articolul respectiv, care arăta de ce este mecanica cuantică o teorie incompletă. Și în acest sens nu pe deplin satisfăcătoare. Și i-a întrebat pe acest George Uhlenbeck, așa, ce își amintește de reacțiile colegilor lui față de articolul ERP și de răspunsul lui Bohr. Răspunsul pe care l-a primit a fost că niciunul din cercetătorii cunoscuți de Uhlenbeck nu a acordat atenție acestei discuții. Foarte semnificativ, din acest punct de vedere, este un capitol consacrat de cunoscutul fizician atomist Steven Weinberg, într-o carte care este de asemenea tradusă în limba română, Visul unei teorii finale, într-un capitol consacrat mecanicii cuantice. Subliniind cât de inadecvată este înțelegerea mecanicii cuantice și cât de puțin necesară este ea pentru utilizarea curentă a teoriei, iată ce scrie Weinberg textual. Cei mai mulți fizicieni folosesc mecanica cuantică zi de zi, fără să se sinchisească de problema fundamentală a interpretării sale. Fiind oameni rezonabili, având prea puțin timp pentru a urmări ideile și rezultatele din domeniul lor și nefiind obligați să-și facă griji în privința acestei probleme fundamentale, chiar nu-și fac griji. Astăzi este, are influență o poziție mult mai radicală decât acestea. Iată, doi fizicieni, Christopher Fuchs și Escher Peres, au publicat în anul 2000, tot într-o revistă de fizică, Physics Today, un articol cu titlul, de data asta nu e o întrebare, ci o afirmație. Mecanica cuantică nu are nevoie de interpretare. Needs no interpretation. Cei preocupați de înțelegerea mecanicii cuantice, afirmă autorii, consideră că este esențial să răspundem întrebării ce ne spune această teorie despre realitatea fizică. Și le spune el, punctul ăsta de vedere de la Einstein încoace are o lungă istorie. Și atunci ei se pronunță. Iată un pasaj. Contrar acestei dorințe, teoria cuantică nu descrie, și subliniază descriere, realitatea fizică. Ceea ce face ea este să ofere un algoritm
pentru a calcula probabilități ale evenimentelor macroscopice, care sunt consecințele intervențiilor noastre experimentale. Definiția strictă a domeniului teoriei cuantice este singura interpretare de care au nevoie fie experimentatorii, fie teoreticieni. Autorii adaugă că teoria cuantică a fost acuzată de incompletitudine, doar deoarece ea nu oferă răspunsuri la întrebări ce par rezonabile din perspectiva fizicii clasice. Da, de fapt, în orizontul, noi fizici încetează să mai fie întrebări rezonabile. Vreau să vă spun că nu numai în epoca lui Einstein și Bohr, ci și în zilele noastre există fizicieni care nu împărtășesc concluzia că interpretarea mecanicii cuantice nu îi interesează. Și asta din mai multe motive. Eu o să vă amintesc numai două. Primul, modul cum este înțeleasă o teorie fizică fundamentală, de felul mecanicii cuantice, are influență asupra modului cum este orientată cercetarea fizică. Cum gândesc fizicienii asupra dezvoltării viitoare și a orientării cercetării. În acest sens, interpretarea ar avea un impact, chiar dacă nu nemijlocit, asupra dezvoltării cercetării fizice. Ar fi o chestiune, mă rog, așa, mai academică și pentru oameni care au interese filozofice, pentru un club din ăsta, oamenii cu interese filozofice. Ceea ce arată un dezacord foarte clar cu punctul de vedere exprimat în pe care l-am invocat al lui unor oameni cum ar fost acești doi autori care au scris articole că mecanica cuantică nu are nevoie de interpretare. În al doilea rând, prin interpretare, teorie fizică fundamentală, cum este mecanica cuantică, poate exercita o anumită înrăurire asupra imaginii oamenilor instruiți. Adică se poate încadra în cultura generală. Și se argumentează, nu e bine ca știința să fie izolată. Să facem din teoriile fundamentale a fizicii ceva la care au acces numai experți. Așa. Aceste motive, ca și altele, fac astăzi pe unii fizicieni că să considere, să aprecieze că, deși căutarea unei interpretări îi conduce pe un teren mai nesigur, ei nu se pot sustrage acestei îndatoriri. Ei vor fi de acord cu ceea ce scria Heisenberg într-o carte a lui Fizică și Filozofie, publicată prima dată în 58 și semnificativ lucru, comandată de o editură americană, ceea ce înseamnă că este a prima ediție este în limba engleză, nu în germană. Iată ce spunea el. Fizicianul poate fi satisfăcut dacă are schema matematică și știe cum să o utilizeze pentru interpretarea experimentului, pentru explicarea unor fapte cunoscute și predicția unor fapte noi. Dar, cel puțin pentru unii cercetători ai naturii, întrebarea ce semnificație va trebui să acordăm ecuațiilor teoriei este nu numai legitimă, ci și importantă. Concluzie. Închei revenind la ceea ce spuneam la începutul acestei prezentări. Și anume că răspunsul la întrebarea dacă este posibilă și necesară interpretarea unei teorii fizice ca mecanica cuantică, implică o luare de poziție, un răspuns la întrebarea dacă fizica teoretică modernă este sau nu independentă de gândirea filozofică, de reflexia filozofică. Cu alte cuvinte, dacă există ceea ce am numit
o relație internă între gândirea științifică și o reflexie de natură filozofică sau o importantă încărcătură filozofică pentru a ne exprima mai nuanțat. Cel care crede că cercetătorul nu se poate sustrage în datorie de a oferi o înțelegere unei teorii fizice ca mecanica cuantică, asta este concluzia pe care vreau să vă prezint, afirmă de fapt existența unei asemenea relații. Cel care susține că o asemenea înțelegere nu este importantă, contestă existența unei asemenea relații de pe pozițiile unor abordări pe care am putea o califica drept pragmatică. Consecințele cred că au rezultat din cele spuse. Am încheiat. Înțeleg că se obișnuiește să se facă o mică pauză, dar nu știu dacă moderatorul... De obicei, mergem în continuare cu întrebări, dar în funcție de cum doriți... După și apoi se face pauza, sau nu se mai face pauza? Nu se mai face pauza. Dumneavoastră, vă întrebări? Domnul profesor Liviu Orne. Profesor la Facultatea de Matematică. Eu n-am o întrebare, ci un comentariu. Citatul pe care l-ați dat din Weinberg, da, rămâne perfect valabil dacă locuiți fizică cu matematică și mecanică cuantică cu fundamente. Nimeni dintre matematicienii activi nu-și pun problema fundamentelor. Oricât ar fi ea de importantă pentru cei care se ocupă de logică, de fundamente sau pentru filozofii. Toată matematica contemporană lucrează fără să-i pese de ipoteza de axioma alegerii sau de... Nimeni nu dă doi bani pe constructivismul lui Bauer. Nu ne interesează. Iar din punct de vedere al eficienței, pentru că o vreme s-a susținut că e important să facem matematică constructivistă pentru că vom avea de utilizat calculatoare și așa mai departe. Iarăși nu are nicio importanță pentru că oricât am încercat să facem enunțuri matematice care să permită construcții efective, totul depinde de câți biți primește calculatorul și ce poate face mașina. Nu are nicio importanță. Ea se comportă față de enunțurile matematice la fel, indiferent că enunțurile matematice folosesc axioma alegerii ori nu. O face atât cât îl lasă tehnica. Și din punctul ăsta de vedere, cred că există un divorț foarte mare între cei care pariază pe eficiență în știință și nu știu, ceilalți care le zice visătorii, care vor ceva mai mult și care apropie știința, în speță, în cazul meu, matematica, de artă. Sunt puncte de vedere însă foarte diferite și sunt foarte puțini aceia care intră în ambele domenii și care știu să aibă o reflecție asupra propriului lor domeniu. Da. Cu alte cuvinte, problemele de fundamente matematice sunt un domeniu de cercetare special care nu interesează în general pe matematicienii care sunt activi în diferitele ramuri ale cercetării matematice. Bine, acum sunt unii care pun la îndoială faptul că matematica ar avea nevoie de o fundamentare de tipul ăsta. Cu atât mai puțin se interesează matematicienii activi de ceea ce a scris Wittgenstein în mod critic la